Băi, Adrian, sunt bine și domnul Piricale. Aici avem un copac care plânge. Copacul ăsta se numește Carpen și din cauza zăpezilor s-a rupt o crangă. Uite aici și se vede cum își udă. O să vă arăt cu Sony, cu camera asta la altă, cum plânge. Cură seva chiar din vârful lui. Hai să vă spun și procesul de cum se formează seva de și la mesteacăn, și la orice alt pom, și la carpen, și la multe, multe altele. Seva asta, pe timpul toamnei, copacul își formează niște, cum să spun eu, niște provizii în rădăcina lui, ca să poată trece iarna cu bine. Primăvara, el extrage minerale, tăfealul din pământ cu apă, trece bine cu fructoza asta care se află în el strânsă din toamnă, și o duce până ramul în sus, ca să ajungă la muguraș. Când mugurașul începe să, uite cum e ăsta, începe să se despice, seva începe să urce în copac. Bun, acum o să vă spun și când se recoltează seva de carpen. E perioada mult mai scurtă față de la mesteacăn, pentru că ține foarte puțin, probabil ține o săptămână, două. Am recoltat foarte puțin și anul trecut. Anul ăsta văd că plânge și asta sevă suficientă, putem să recoltăm cu domnul Piricale câtă vrem noi. Cum se procedează? La fel de în gaură, undeva la 50 de țanti, 30-50 de țanti de la pământ, de la sol, și punem o sticlă, punem un cep acolo și să curgă în stic. Foarte important, după ce terminăm de recoltat seva de carpen, să facem un dop sau un dop de ceară sau o pastă pentru altoit. Să aplicăm ca să nu curgă seva, cum se întâmplă în momentul de față, săracul cură seva de numai și se afectează arborul foarte, foarte mult. La ce e bună seva de carpen? Seva de carpen e foarte bună, în special pentru colon. E foarte bună că conține multe minerale, conține fructoza asta naturală trasă din sol și înmagazinată pe timpul toamnei, nu, domnul Piricale? Ia spune tu, du-te și capătă ceva pe acolo. E foarte bună pentru bolile de ficat, pentru bolile de piele, pentru bolile de rinichi, că spală rinichi și asta. Cum vă spuse, conține o grămadă de minerale, conține și vitamine din complexul de B, conține fosfor, potasiu, calciu, magneziu, mangan, toate minunile trase din solul ăsta. Bine că conține foarte multe, nu-mi vine în cap acum nici să le spun pe toate bine. E foarte bine să faci o cură cu sevă din asta de carpen și de mesteacă, și asta e seva de viță de vie, care aveți viță de vie, care știți acum. No. Seva de viță de vie bună, foarte bună pentru ochi, pentru conjuntivită, pentru tăfelul. Bine, că și s-o bea așa, că ajută ea la foarte, foarte multe. Nu vă dați seama cât o căzut aici, cât o curs, cât s-o risipit jos în pământ. Hai să că abia apuc să... Hai, mamă! Dacă ați gustat mâzgă de carpen sau și acum poți recolta mâzga aia de carpen, dar afectez copacul. O să desfac eu un pic apă unul, să vedeți. Pot să desfac și pe ăsta. La fel ca la seva de mesteacăn, seva de carpen, trebuie avut grijă, mă uit la Firiceală cum vine, trebuie să aveți grijă că și ea conține mangan și poți face intoxicație cu mangan. Să bea atât așa, hai că mai în Firiceală să ne căpătăm din astea niște soc, să luăm, să facem niște tuburi. Mamă, ce să rup prunii și pe aici. Trebuie avut grijă, la fel ca orice plantă, trebuie avut grijă să nu luați foarte multă, eu beau undeva la 200-300 ml și ajung până la 5, 6, 700 uneori, se poate, din ce am citit, se poate bea până la, consuma până la un litru. O să mă trag la părâu, că acolo sigur găsesc soc și să-mi recoltez câteva băticioare de alea, să facem tuburile, să putem recolta seva. Ciuperci n-am văzut absolut nimica în pădure, nimic, nimic, deci aveți grijă. Ele trebuie consumate cu precauție, tot e bine. Că altfel, pățăște altceva. Asta cu siguranță e ce am părău cu undeva. Se băgă la scaldă. Firiceală, unde ești, bă? O, săracul de el, nu știu, pune. Să scaldă, sigur că e cald. E călduș și frumos. Hai să merg mai departe. Pădurea e super, super. Te încarcă energetic, mă, omul, așa. Atât ai de fain. Și floricele, bă, Firiceală. Nici floricele faine avem aici, mă. Oare cum să numezi ele, mă? Ia-te, uite la ele ce fain e, bă, Firiceală. Hai să vezi. Hai să vezi, să scaldă, dar cum să nu se scalde? Asta e minunata nerea ursului, așa se numește ea. Și în flori acum, primăvara, uite ce flori frumoase are. Sau plumânărică. După cum îi spune numele, după cum se numește ea, plumânărică,
e foarte bună pentru, tu ce fericeală că te mă ungi, e foarte bună pentru bolile de plămâni. Să ia, să face o infuzie din această plantă, câte o lingură, două, pui la un pahar de 200 de grame, eu cam așa fac ceaiurile și, cum să spun eu, ea e expectorant, adică îți duce mucusul din plămâni și te ajută să sufli mai bine, cum să spune, așa, și îți calmează durerile din plămâni și tot e bine și îți vindecă și una alta și te ajută să te faci bine cât de repede. Mamă, ce bucuros ești tu, nu? Noi cu fericeala ne grăbim că suntem la recoltat de sevă și atunci vă vorbim într-un alt clip despre această minunată plantă. Iată cât e de frumoasă. De la ea se folosește întreaga plantă. Se folosește, mai ales eu folosesc de acine o iau cu tătul, așa nini, și o pun la uscat, fain frumos, și o folosesc pe timpul iernii. Bună pentru tuse, dar nu mai spune multe, ajunge. Hai să mergem mai departe. Iată, uite, nu m-am dus departe foarte tare și de mult nu am mai găsit usturoiul adevărat sălbatic. Deci nu leurdă. No, de asta vreau să-mi recoltez, să-mi duc și eu acasă. Vă și acolo la rădăcina aia. Și fii atent cât puiete astea acolo. Băi, omule, într-o singură parte am mai găsit aici munță la noi. Deci ăsta e usturoi sălbatic. Ăsta crește de la mama lui. No, încă de astea n-am găsit. Vai, ce bucuros îs. Deci usturoiul ăsta e foarte tare față de usturoiul nostru, care l-avem noi în grădină. Uite ce fain e. O să viu și o să-mi duc, nu de aici, o să iau puiet. Uite, acolo este numai puiet, puiuți de amicuți. Uite, bă, omul, e și acolo este, bă. Deci suntem în mijlocul pădurii. Și nu-i mult tare și nu vreau să afectez, o să-mi duc numai câteva fire. Deci nu o să iau foarte mult, pentru că ăsta, uite, ăsta rămâne aici. Ăsta cum crește, nu vine nimeni să-l sepe, nu vine nimeni să-l plidească, nu vine nimeni să-l ude. Săracul crește singur. O minunăție. Într-un clip, când o să am vreme, o să vă vorbesc mai multe despre el. Uite, l-am găsit pe o comă. Pe o comă de deal. Ăla nu mai țin minte cum l-am găsit. Nu mai țin minte. Deci foarte, foarte interesant. De acești lăstari vorbeam eu. Ăsta e uscat încă, ne rupem așa, ne? Vedeți că are măduvă pe mijloc. Am socotic, nu, ăsta burghiul meu are pe 10, ăsta e mai gros un pic, dar pe-l mai cioplez, eu nu-i bai. Încercăm, că găsim aici o grămadă. Uite, iese ca muscă, nu trăiesc foarte mulți. Poate scapă unul cum e ăsta ni verde. Sau, nu, că-s prea aglomerat, nu-i face nimeni, absolut nimeni. O să iau mai multe bucăți, pentru că am nevoie de mai multe tuburi. Puteți să folosiți un furtun. Eu prefer să folosesc așa ceva din natură. Acum o să iau o ramură de soc, să vă arăt cum o să fac picurătoarea. Ce bă? Ce faci? Cam atâta nu o fa mai lungă, de vreo 7-8 cm. Țu fix, firiceală, dă-te cât te bagi în mine. Și trag așa, nini. Fain frumos, fac o dunguliță. Pac, o pușcat. Și o să-mi fac câte sticle am, vreo 10 de astea, 10 bucăți. Foarte repede mi-are treaba. Iar acum o să iau un tub din ăsta, așa, și aici am o crangă uscată, dreaptă, și o bag pe aici până în mijlocul tubului. Uite! Bun! Unul e gata, fericeală, vezi? Și acum o luăm pe altul. Puf! Nu, că mi-are treaba rapidă, imediat. Poți să-l bagi mai multe ori. Să o iei bine, să... Vedeți? E foarte simplu și nu dau banii pe furtunie, nu dau banii pe nica. Imediat mi-are treaba. Sunt lângă un carpen foarte, foarte fain. Ce voi face azi? O să recoltez sevă de carpen, care e foarte, foarte bună pentru corpul nostru. Conține foarte multe minerale, vitamine, și multe, multe altele. Îmi făcui un pic de loc pe acelii să pot stai eu ca lumea.
Hai să vă spun un pic despre recoltarea sevei de carpen, la fel cum se face și la mesteacăn. Ea se recoltează la o înălțime de 30, 40 până la 50 de centimetri deasupra solului. O să nu mai luai sârmă cu mine, o să-mi pun acele sticla cumva și o să-i dau o gaură să începem recoltarea sevei de carpen, care e foarte, foarte bună, în special pentru colon, pentru intestine, pentru stomac. Încerc, scuze, nu mă uit la voi, că eu vreau să-mi fac aici un pic de spațiu, să îmi pot pune sticluța și măsor pe acele și dăm o găurică și începem recoltarea sevei. Seva de carpen, bătrânii o foloseau foarte mult primăvara pentru a-și renoi celulele din corp, la fel de bună ca și seva de besteacă. Are și ea proprietățile ei. Stai să văd unde am pus, e brișcă. Are multe proprietăți și e foarte, foarte benefică. Dacă luăm coaja de la carpen, fain frumos, de deasupra se găsește mâzga. Mâzga e stratul dintre coajă și dintre coajă și fibra copacului. Și aia, noi o folosim în supraviețuire foarte mult. Când mă duci, când mi-e foame, tai o bucată așa nimi, tipă un copac, și cu brișca arad, fain frumos așa nimi și aia se mănâncă. Mâzga se mai face și la arborele denumit fag. Tot în perioada asta, când încep mugurii să se despartă, când începe frunza să crească, mugurii să crepe, să se desfacă. Bun, acum o să mă dau să dau o gaură aici, să mă apuc de treabă, să mă apuc de recoltare. Am un burghiu de 10, cam așa folosesc eu. O să-i dau pe aici încolo, să vedem care treaba. Încerc să dau în sus un pic, a? Rău mea e burghiul ăsta, că e tare. E un lemn mult mai tare ca și față de mesteacăn. E un lemn ațos. Din el se fac toporâști. Toporâști ca-i coada de la securi, dacă nu știți. După ce încetăm recoltarea, o să punem un dop. Acum instalez. Așa, băiatule, uite că curăm. Nu-i chiar așa de dulce ca și seva de mesteacăn. Are mai puțină fructoză. Și acum băgăm fai frumos sticla. Am uitat să vă spun, eu am folosit o sticla asta, mi-a recoltat zilele trecute seva de mesteacăn. I-am făcut o gaură aici, să vede, după cum se vede. Și nu mă introduc ca să nu-mi intre mizerii. Sunt diferite metode. Puteți să folosiți furtun, puteți să folosiți altceva. Sunt o grămadă de metode de recoltare. Văd că cură destul de bine. Se poate folosi, care aveți vie, seva de la vie. Chiar acum e perioada, cred că, de recoltare. Și eu am vie, trebuie să-mi recoltez. Aia e foarte bună pentru ochi. Ajută ochiul în conjunctivită, în tot felul. Nu, cred că vorbi iară de urmă, numai azi. Bun, o să viu peste o oră și o să văd câtă sevă s-a strâns. E cald, te lucrai că băgai o grămadă de sticle la recoltare. La mesteacăn, nu, no, mă, dar dă-te, lasă-mă colopul, nu fura colopul, doamne, că-ți trec colopul, eu îți iau sevă, îți dau colopul dacă vrei. La mesteacăn încură foarte, foarte bine, într-un jumătate de ceas cam iau 2 litri de sevă. Nu recoltez undeva la 5 litri pe copac, pentru că nu vreau să afectez nici copacul. Hai, bă, încoace, unde te mai acolo? Hai aici, la moșul. Bun. Cam atâta. Cam atâta. Lăsăm așa, nici ce fain cură și ăsta. Cură înseamnă că într-o oră o să avem un litru. Chiar cură foarte bine și seva de carpen. Acum mai puteți recolta și seva de paltin. Sunt mai multe tipuri de seve de recoltat. Bun. Astăzi ne-a făcut treaba, Felicial. Bun, acum am prins și seva de carpen. Foc. Uite ce avem aici, recoltă. Asta e a doua tură. A doua turiță. Așa. Folosim un cep de asta, ne? Bun. Așa. Și până mâine, Dumnezeu îi ajute. Apoi, mai curbă.
Important să oprești curgerea. Am picul pe aici, pe din coace. Trebuie să ne aduse curia, să-l bat. Mamă, cât de tare, îți dai seama. Aici așa, dragi prieteni, am găsit. Uite cât e și aici, e plin de astea. O grămadă de plantuțe. Și astea sunt Allium ericetrum. No, că vă arătam cum să faci un fluier, că e foarte ușor de făcut un fluier din ăsta. Se poate face și din lăstar de alun, de tufă, cum îi spunem noi, din mai multe. Deci, asta e foarte. Sper să focalizeze și că e ceapă roșie, mă, omule, mă. Îți dai seama. Aia e lucrare fricială. Aia e lucrare. Hai că iară găsui un șmecheraș din ăsta, dar nu știu cum îi zice. Iată, uite, iară găsui eu un globuleț de carp în ăsta. Asemenea structuri, să-i spune, că nu știu cum se numește. Să fac și pe... Am văzut și la fac, să fac... Hai, am luat floarea, pardon. Am crezut că e ceva de asta.